Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu o mașină modificată, mașină nouă, cu o mașină veche peste, de la SRZ Custom Wheels. Mihai, îl știți, numai mașini nebune, o întreagă nebunie. Salut, Mihai! Salut, Daniel! Din nou! Din nou! Băi, ai numai mașini tari, ce să zic? Cum? Tari? Ciudate! Ciudate? Ciudate! Prowler? Neîntâlnit! Viper? Nemai întâlnit! Ce am mai văzut? Ferrari? Hai că Ferrari ăla nu era, era așa, cine știe ce? G-class-ul? Așa? Da, asta? Asta... Ceva! E altceva! E ceva altceva! Vorbim de ea, să nu credeți că este un 300, adică dacă avem puriști pe canal care suferă că ăsta nu e un 356 autentic, mergeți mai departe, că nu despre asta e vorba. E vorba despre o chestie pe care eu o consider super tare. Adică, să ai o mașină care arată ca o mașină clasică, veche, extraordinar de scumpă și așa mai departe, și pe care o poți folosi zi de zi, poți merge în concedii cu ea, poți să te duci, să te urci în ea acum până în Germania. Întrerupem acest material cu acest superb Porsche pentru a vă spune niște informații foarte utile din punctul nostru de vedere, venite de la Techstar România. Cum știți că ei produc discuri de frână și plăcuțe, aș vrea să vă spun diferența dintre discurile ceramice și discurile de fontă. Discurile ceramice de frânare nu frânează optim decât atunci când au peste 100 de grade temperatură. Deci, nu vă recomandăm, nici noi, nici Techstar, să folosiți discuri ceramice pentru mașinile pe care le utilizați zi de zi în oraș, ci să folosiți discurile de fontă, chiar dacă poate sunt puțin mai grele, sunt mult mai eficiente și mult mai ieftine. Da, deci este un Porsche 356 Look, să-i zicem așa. De fapt, cred că despre asta aș vrea eu să vorbim prima oară. Hai să vorbim despre ce Ce este asta? Ce este? Ce avem noi ce aici? Avem noi aici? E crocodil? Exact. Șarpe. Pentru că s-a viralizat mașina asta, okay, și s-a polarizat puțin discuția. Bine, pe lângă faptul, nu aveam voie să facem așa ceva din punct de vedere al puriștilor. N-aveam voie. N-aveam voie și... Pe banii tăi, pe muzica ta. Da, n-aveam voie să facem sacrilegiul ăsta. Da, ai stricat un Porsche. L-ai făcut diesel. Da. Și sunt niște opinii ale unor oameni din niște centre cu renume intern, cu renume intern din România, okay, în domeniul auto. Cu o cultură auto... Ok. De așa natură, încât să poată să emită, da?
să poată să emite opiniile alea. Le da. Știi, centrele astea? Nu. Nu, zic eu. Bârlad, că m-am uitat în comentarii. Babadag, okay. Moldova Nouă, adică niște oameni cu, da. Cu cunoștință în domeniul istoriei Porsche și care își prezintă opiniile astea de Porsche purist. Da, ok. Care ce-au zis? Ce-au care zis au zis? De mașina asta? Sunt câte categorii sunt. Că este replică, o okay. să o discutăm. Da. Că este un kit car, iar o să o discutăm. Okay. Că este un body kit, iar o să o discutăm. Okay. Și că este un restomod. Și pe asta o să o discutăm. Întâi de toate trebuie să spunem ce e de adevăratele, cum, da. Din ce e făcută, din da. Ce s-a realizat. Da. E un Porsche 987 Boxer. Facelift, asta înseamnă a doua generație de Porsche Boxer, 987.2, la Porsche așa e, .1 sau .2 înseamnă prima generație sau a doua de facelift. Okay. Asta, dacă ați văzut o dată cum sunt numerele scrise la Porsche, .1 da. Înseamnă prima, .2 înseamnă a doua. Din 2009, un Porsche Boxer de bază, există și Boxer S, care are okay. un motor mai mare, ăsta are un motor de 2.9, 6 cilindri, simplu aspirat, niște cai, nu știu. Până în 300, are, chiar nu mă interesează. Okay. Peste 250 până în 300, nu vreau să spun o prostie, să da. Fiu taxat nu, după aia. Nu contează că nu cred că e o mașină da. Cu care nu să faci are, curse, nu ți-ai luat-o pentru așa nu ceva. Nu are legătură. Da. Asta este la bază. Peste care a fost aplicată o caroserie din 1956. O caroserie de Boxer 356 Speedster. Okay. Speedsterul este cea mai rară variantă de Porsche 356, primul Porsche construit vreodată. Ăsta a fost. S-a început în 1955, s-a terminat prin 70. Și cea mai rară, Speedster, varianta, ca să zic așa. Real, nu prea există decât în niște colecții. Nu o să o vezi pe stradă. Adică, dacă există poze pe internet și ați văzut una pe stradă, mă sigur este o replică. Cât ar costa cea originală? Probabil 1 milion. Ok. Când se tranzacționează în jurul sumei. Noi acum, în spate, am avea cam 1 milion. Cam 1 milion, așa, la prima vedere. La prima vedere. La prima vedere. Suntem necunoscători. Suntem milionari. Nu pentru băieții din Bârlad. Da, exact. Nu, că ea știu. Eu îi dau seama exact. Imediat. Dau seama imediat. Mașina, să începem cu replica. Mașina nu este o replică. Nici n-am vrut să fie o replică. Se și vede pentru cât de cât un cunoscător auto că nu este o replică, are cu totul alte dimensiuni față de mașina originală, este mult mai mare, evident. Are alte proporții, Porsche-le 356 era cu motor în spate, Boxer-ul prin excelență este o mașină cu motor central. Proporțiile efective de față, mijloc și spate sunt puțin diferite. Nici n-am vrut să fie o replică, deci nu o să o încadrăm în categoria de replică. Un kit car, dacă ne uităm la definiție, nu este pentru că un kit car îți iei piesele acasă, ți le montezi tu frumos în spate, un Lego pentru oameni băieți mari. Da. Așa. Ce mai era? Un body kit. Un body kit. Nu este un body kit, pentru că un body kit se aplică pe caroseria originală a unei mașini, adaugi tu niște elemente pentru a o face mai lată, altfel. Mai umflată, mai... Nu este un body kit. Cea mai apropiată din variantele vehiculate ar fi un restomod. Cu toate astea nu este un restomod. Un restomod presupune să iei o mașină veche, să adaugi niște elemente noi, tehnologii noi, alt motor nou și așa, și așa mai departe, care să-ți permită o utilizare mai simplă, mai simplă în zilele noastre. Să ai tot cu un confort, nu da. Tot să zicem, dar adăugând unei mașini vechi ceva de genul ăsta. Nici eu n-am știut ce e. Și având toată polarizarea asta pe internet de diferite opinii, toată lumea își dădea cu părerea așa, am zis, hai să studiez puțin ce e. Că mă întreabă oamenii. Că mă întreabă oamenii și nu, adică să am o opinie pertinentă, să știu ce... Da. Okay. Și mai săpând puțin așa, am ajuns la concluzia că este un retromod. Retromod. Da. Okay. Așa se cheamă curentul. Okay. Înseamnă să iei o mașină nouă și să o vintigizezi. Să o dezbraci de tot ce înseamnă elemente exterior, să efectiv. Zicem, și să pui altele da. Peste. Mai simplu de făcut decât un restomod și cu un rezultat mai bun. Dacă vrei să te folosești de mașina aia. Dacă ești un coleștionar, ești un purist, mă rog, nu se adresează ție. Se adresează unor oameni care vor să se bucure de produsul final. Da. Da? Să ai o mașină care seamănă cu aia de atunci, relativ unică, asta este a 5-a, mai sunt 4 în lume, cu caroseria asta pe ea, făcută pe baza acestui Boxer, să te folosești de ea, să te bucuri, să aibă toate elementele unei mașini noi, să aibă aer condiționat, să aibă scaune în care poți să stai, să aibă servodirecție, să aibă servofrână, să aibă ABS, să aibă ESP, să aibă airbag-uri. Exact. Să te simți la fel de protejat și confortabil ca într-o mașină nouă. Curentul a apărut, sau cel puțin unde am găsit eu prima oară și țin minte așa, în America, că de acolo vine toată nebunia. Toată nebunia vine din America. A început cu niște băieți care erau Mustang-uri
noi și le puneau caroseria iconică de Mustang din 1969 Fastback, puneau pe caroseria nouă și ieșea o bomboană de mașină. Arăta ca atunci, funcționa ca acum. Ce să mai vrei de la viață? Da. Ce să mai vrei de la viață? A luat amploare cumva curentul și multe mărci de renume au început să facă treaba asta. Uite, de exemplu, ce să-mi vin acum în cap? De Tomaso. Okay. De Tomaso face o mașină acum similară cu o mașină care au făcut-o în trecut pe baza unui Lamborghini Huracan. Nu seamănă deloc cu Huracanul, nu e caroseria de Huracan, n-are nicio legătură, n-au pus ceva pe Huracan. Dezbrăcată total, pusă o caroserie de atunci pe asta. Dacă v-ați uitat la Top Gear și sunteți familiarizați cu ce îi place lui Clarkson, așa, a fost o mașină la un moment dat, un Jaguar E-Type, se chema Eagle Speedster. Okay. Care a rămas în continuare în topul preferințelor lui, al lui Clarkson. Care era o reinterpretare a Jaguarului E-Type pe ceva nou de acum, cred că pe un șasiu de Corvette, cred că era. Niște băieți care fac asta în Anglia, costă vreo 1 milion de lire. Doar. Că na, doar 1 milion de lire. Și arată în consecință, trebuie să-l căutați, se cheamă Eagle Speedster. Dacă i-a rămas lui Clarkson asta în cap și e una din top 5 mașini care le-a condus el, oamenii, scuze-mă că te întrerup, dar oamenii care se uită la noi și noi facem emisiunea asta de 5 ani de zile încercând să educăm și să le explicăm oamenilor din experiențele noastre și ale oamenilor care vin aici și își prezintă mașinile că lucrurile nu sunt ca în filme. Adică, în filme ai văzut, ăla face burnout, merge cu spatele, sare cu mașina, aterizează, nu pățește mașina, nimic. Sunt mulți oameni care au crezut, printre care și eu, că mi-au o mașină veche. Mașină, da, veche, corect. Mașină veche, mașină din 90, o mașină din 80, da? Și o fac eu nouă, bag eu, fac eu, că eu sunt pasionat, eu sunt nebun, mă! Da, bă, eu sunt nebun. Să presupun că te și pricepi. Da, că... și ai și atelier și te, da, și pricepi și faci tu niște sacrificii enorme, că tu faci sacrificii, că vrei să faci, să arăți, să demonstrezi lumii că poți, da? Și merge perfect. Și mergi cu mașina aia zi de zi. Da. Bă, nu mergi. Bă, deci credeți-mă că nu merge, au fost oameni cu bani care au încercat, care și-au luat mașini de genul ăsta, care le-au reparat, care nu merge. Eu de asta spun că ce avem noi aici este o chestie extraordinară, este o chestie extraordinară pentru că, repet, tu faci mașina asta, nu că fac eu mașina asta că vreau să mă laud de lumea sau vreau să apar la nu știu ce emisiune sau vreau să... Nu, faci că îți place. Bă, îmi place. Da, îmi place ideea, îmi place... Puteai să-ți iei Mustang din America, nu? Puteai să-ți iei Mustang, să-ți faci Mustang. Puteai să faci orice altceva, da. Ție ți-a plăcut modelul ăsta de mașină. Și o poți folosi, asta zice omul ăsta. E o mașină pe care o poți folosi. Are tehnologie nouă, are toate sistemele de siguranță. Te urci în ea acum, te duci pe la München, nu știu, faci turul Europei. Vreau să fac turul Europei. Poți să faci cu un Boxster. Evident. Poți să faci cu un Boxster. A, consumă, nu fuge. Dom'le, ce ziceam înainte să filmăm, că foarte mulți oameni i-au reproșat lui Mihai că n-a făcut o manuală. Că a greșit, că a luat un model de Porsche cu cutie automată. Bă, nene, sunteți cu capul? Adică ce vreți să-mi spuneți mie? Că e mai confortabil să mergi în oraș cu o mașină manuală, da, care nu este destinată curselor? Adică nu e o mașină... Clar, nu o să o scoți pe circuit niciodată. Care o scot acum că vreau să mă duc pe circuit sau vreau să mă dau de latul sau vreau să fac eu curse sau vreau să... Nu, e o mașină pe care o scoți la plimbare, o parchez lângă un Ferrari, lângă un Lamborghini și lumea va face poze ei. Absolut. Cu siguranță, pentru că Lamborghini și Porsche au mai văzut d-astea comune și așa mai departe. Cum ți-a venit ideea asta? Am văzut-o în Monaco. Una din celelalte patru care există. Okay. Am văzut-o în Monaco. Eram la Formula 1 acolo și cei pe străzile alea te înfioară așa, adică îți realizezi micimea ta, da, 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 în univers. Da. Și nu mai știu, era un Pagani, un Bugatti, era și asta. Pagani e ceva. Da, așa, deci și Pagani nu vezi toată ziua. Era un Ferrari și era asta și mai erau 500 alte de mașini de calibrul ăla și lumea făcea poze la asta. Și mie mi s-a părut așa că iese din peisaj cumva. Îți sare asta în ochi, că da, cumva chiar și așa, le-ai mai văzut, știi, da, despre ce e vorba. Și este și probabil, sau cel puțin impresia ta de om normal, că e o mașină lângă un Pagani, de exemplu, care e 5-6 milioane, nu există în mintea ta că o să o ai vreodată. E în afara opțiunilor. Când eram mici, noi mai speram, mai credeam. Așa. E o mașină care te gândești, bă, poate să fie a mea, okay, știi? O, da, vezi în peisaj așa, adică, da, nu e ieșit din... Și toată lumea făcea poze la mașina asta și mi-a ieșit puțin așa din peisaj, că nu semăna cu un 356. Era mașina atât altfel de suflet când ai văzut-o atunci, care era? Era G-ul? Era, atunci aveam G-ul, cred, da.
geo 4x4 la pătrat, adică nu geo. Da. Ca să știți nivelul, cam pe unde stăm. Așa cum am spus, dar a trebuit să mai facem un intro, pentru că ne-a deranjat un domn, ca să zic așa. Mihai a avut și Viper, și Ferrari, și adică nu stai mă că am strâns niște bani de 10 ani și mi-am făcut mașina asta, știi? Adică a experimentat niște mașini super sport și, cum să spun eu, și scumpe, care întorceau și capete, care făceau și performanță, nu? Adică... Absolut, dar mai departe decât sumele care reprezintă mașinile respective, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată să fie mai multe. Știi? Okay. Să te nimerești la semafor. Eu știu ce zici, da. Cealaltă. Da, vrei să fii unic în felul tău, unic, știi? Da. Și după ce ai văzut-o la Monaco, cum ai dat de ea? Adică cum ai găsit kit-ul? Unde? Google, Porsche 356 kit. Mi-am dat seama că e un boxer, era decapotată și dacă te uiți înăuntru, okay, cât de cât ai mai văzut ceva, okay, realizezi interior, ce se okay întâmplă. Și da, Google, boxer, Porsche 356. Cine face așa ceva? Face un carosier, se cheamă Starke. Din ce țară e omul ăsta? Are două baze, ca să zic așa, în state, baza principală, și în Anglia, secundar. Și, mă rog, ei livrează mașina completă. Scump pentru mine, nu o să spun un preț, dar pentru mine era scump, adică nu aveai cum să ajungi la ce vroiau ei. Dar din niște discuții care le-am avut așa principiale, s-a ajuns la concluzia că poate să ne dea mașina la, nu știu, la roșu, să zicem. Da? Să ia caroseria, să nu o monteze pe un boxer pe care îl trimit eu. Okay. Da? Și de restul să ne ocupăm noi. De finisaje, de interior, de jante, de ce mai e de făcut la ea. Mai rămânea să găsim un boxer. Okay. Care, mă rog, sunt ușor de găsit în principiu, mai greu e să găsim cum vroiam. Că, na, am vrut să fie unul, din punct de vedere tehnic, perfect, ca să nu mai ai și problema asta. Că așa făceai ce făceai cu mașina. Mai trebuia să mai și repar pe la el, plus că nu e o platformă ușor de reparat. Motorul e central la mașina asta, accesul este numai pe dedesubt. Dacă e ceva de reparat, ca să mai spun că sunt totuși prețuri de Porsche la el. Adică... Totuși un Porsche. E un Porsche, până la urmă. Am găsit-o prin Olanda, mașina cu o bătrânică singură, serios, singură, care o avusese de nouă. Ce bătrânică, sub... ăștia? Sub 100.000 de kilometri. Se ducea aia la piață cu cabrio. Cine știe, da. Coșulețul ei, se ducea acolo la lene. Ea o lăsase la un dealer să-i o vândă, de dealer de mașini. Legea lăsa pleca. Putea să plece, bătrânic. Incredibil. Dar a venit, a intrat și ea în poveste cumva, adică știu despre ce este vorba. Cu old school documentația, din ăla, dosarul, cu facturi, a scris ea, le-a a pus tot acolo. Post-it-uri cu roz, cu verde. Asta cu, înseamnă așa cultură, deci și noi peste probabil 6, 7, 8 generații, da, vor fi niște bătrânici care vor avea niște mașini. Care vor avea niște mașini. Că ele sunt pasionate de când erau tinere. Da, servisate și documentate, da, ca să zic așa. Mi-a plăcut asta. M-am fost, bă, asta e a mea. Te-a, da, combinat băbuța. A fost, ai corect. A fost băbuța combinatoare olandeză. A fost... Lelele, făcea și un joint. A fost puțin mai scumpă. Ok. Am luat. Și am făcut-o și ca o vacanță așa. M-am dus și am luat mașina de acolo și înapoi în Europa ne-am oprit. Am vrut să și văd că merge. Acum ți-am spus, nu știu, are, să zicem, până în 300 de cai. Dă o mașină care merge 250 la oră. Ce mai vrei? Până în 300 de cai, adică, nu știu, mașini, are 15 ani, da? Mașini de acum, dacă îmi dai un BMW de 300 cai, nu merge 250 la oră. Nu merge. Nu că e limitat. Da. Bă, nu e asta, viteza e maximă. Deci să zicem că, da. Am adus-o, ne-am mai uitat eu la ea și după aceea am trimis-o în Anglia. Am suit-o pe platformă și am trimis-o în Anglia. Uite, frate, ți-am trimis mașina. Ți-am trimis mașina, pune, fă-ți magia. Fă-ți treaba cu ea. Cumva lucrurile le-au aranjat, acum au primit-o bancă. Am niște poze de când au început să o fac. Le dai și nouă să le punem, să vadă oamenii și pozele... ce arată, ca să înțeleagă mai ușor, exact, ce avem aici. În 3 săptămâni a fost gata. Bun, băieți. Da? Și, na, carosier, adică cu număr de omologare european, cu know-how în a face treaba asta, pentru că ca să-ți obții această omologare europeană, trebuie să păstrezi zonele de impact ale mașinii, de torsiune, da, de tai așa. Exact, adică trebuie să păstrezi niște chestii acolo. Materialul este fibră de sticlă, dar este o fibră de sticlă tot așa omologată, care când se sparge nu rămâne tăios să te lovească, mm-hmm, dacă prin absurd lovești un pieton sau ceva. Niște chestii care nu le-am aflat nicio decât atunci. Adică cu niște know-how. 3 săptămâni era gata. Dă-ne banii, ia mașina, ne-a trimis-o înapoi în România și de aici ne-am ocupat noi mai departe. Noi fiind SRZ Powder Coating.
Ne-a plăcut. Voi care reparați geante. Facem geante, da. Okay. Am zis, hai că facem mașina asta, că... Na. Ideea a fost a mea așa, dar toată lumea s-a mobilizat. S-a băgat în horă. S-a băgat în horă. Avem și, n-am făcut-o noi, evident, toată cu mâna, că nu despre asta este vorba. Dar dacă și cât de cât ai contactele necesare și, na, suntem în business-ul ăsta de o grămadă de timp, am știut cine poate să facă asta, cine poate să facă asta, ai coordonat un mic adică proiect. Adică cine să facă ce? Vopsitoria? Tinechigeria în primă fază, pentru că era o mașină la roșu, așa cumva, adică nu erau aliniate, okay. Nu mai aveai. Până la vopsitoria a fost destul de mult de pregătire pe mașină. Okay. Vopsitoria, interiorul, nu suntem tapițe, da. Am făcut, okay. Interiorul s-a făcut altundeva. Adică accesoriile, știu că mi-ai zis că farurile sunt de G-class. Accesoriile, farurile sunt de G-class, hai să o luăm așa de la început. Da, hai să o luăm. Toate accesoriile de pe mașină sunt niște piese originale de 356 din 1956. De unde au venit? Originale. De la ei? Au venit de la ei? Nu. Le-ai luat tu? Le-am cumpărat, sunt new old stock-uri. Le găsești, în principiu. Sapi puțin, dar le găsești. Okay. Au fost niște, de exemplu, curelușele astea se tranzacționează așa, zici că e cocaină. Okay. Dar e piesa originală de Porsche de atunci. Și tot ce vezi tu, grile, faruri, oglinzi, ștergătoare, grile din spate, stopuri și așa mai departe, sunt piese originale de 356 de atunci. Ca să le aducem puțin în prezent, cel puțin la lumini, erau pe 6 volți atunci, nu exista tehnologie de 12 volți. Și chiar și dacă o convertam la 12 volți, toți ieșea ceva opaiți. Da, prindeai un opaiț și mergeai pe stradă. Nu. Și e o mașină modernă care trebuia să o folosești de zi cu zi, să lumineze noaptea, să te vadă lumea când pui frână, când semnalizezi și așa mai departe. Tu vorbește, că eu te aud. Vreau să aprind farurile. Cred că trebuie să-i pui contactul. Incredibil. Incredibil! Bă, măcar poziția trebuia să meargă. Poziția merge, dar nu este în far. Gata! Bun, poziție, ca să exemplificăm, poziție. Da. Old school. Da. Popaiți. Da. Așa? Da. Far de G-Class integrat în housing original de Porsche 356. Asta ați făcut voi sau asta am făcut aveau ei o rețetă, nu, care spunea, uite, ia farurile de G-Class? Ei aveau niște faruri de Wrangler sau ceva. Și muzica e cu mașina. Da? Da, n-avem voie că YouTube... Trebuie să o scoți ca să tacă. Oprește-te! Aveau faruri de Wrangler care, mă rog, arătau așa, dar mi-au plăcut mie asta de G-Class. Pentru că și la G-Class și la Wrangler și la multe alte mașini există un standard la ăstea care s-au făcut de nu știu când și nu le-a schimbat nimeni, de 7 inci. Un far de 7 inci, farul de Wrangler poți să pui pe G-Class, că stă acolo. Nu o să ai aceeași bufă, dar ca ai de multe. Poți să faci. De Mini Cooper, de la vechi și așa mai departe. E un standard de 16 inci pe far. De 7. De 7 inci, scuză-mă, da. Pe far. Bun. Deci toate elementele ai ținut să fie de 356, da. Și detaliile fac diferența din punctul meu de vedere, adică și eu m-am gândit la asta, adică am căutat. Mult, da. Ajută mult chestia asta și scrisul cu Porsche auriu, adică ajută mult în tot ceea ce înseamnă mașina asta și exact așa cum spuneam, oriunde pui mașina asta îmbogățește peisajul, adică noi suntem aici într-un parc banal, care mașina mea e parcată acolo, e o Skoda. Nu are niciun Dumnezeu, adică nu ajută cu nimic. Dar când o pui pe asta aici, se schimbă tot decorul. Parcă copacul arată mai bine, parcă iarba, parcă nu știu, arată... Da, mă, da, așa mi se pare că e mult mai bine integrată asta. Uite, arată bine aici, totul e frumos când e mașina asta aici. Bun, hai să, pentru că am vorbit de partea frontală, aș vrea să clarificăm treaba cu parbrizul. Pentru că mașina asta este decapotabilă și are capotarea de la... Are capotarea originală de Porsche electrică. Funcțională. Se decapotează totul, da. Impecabil. Parbrizul este alt parbriz, este un parbriz mult mai îngust. Rama efectivă a rămas a mașinii, deci... A mașinii de originale. De Porsche-ului Boxer. Au trebuit să facă un parbriz așa mai îngust, pentru că au trebuit să ridice toată caroseria cu totul, ca să-i dea aliura asta de plonjare spre spate. Da, arată bine îngust așa, mie îmi place. Absolut. Așa trebuia să fie. Dacă păstrau varianta originală, parbrizul era pe aici, pe undeva. Da, și automat toată mașina pornea de la 15 cm mai jos. Probabil n-ar fi obținut același efect cum este acum. Dar doar parbrizul este schimbat și e un parbriz făcut de ei și la fel ca să... Pentru că totul se bazează pe omologările astea europene. E un parbriz făcut de ei, dar care este un parbriz omologat, făcut de o firmă omologată cu număr de omologare european, care va funcționa ca un parbriz în cazul unui impact și așa mai departe. Și ca și bonus așa, e un parbriz care este chiar și încălzit.
Da? Pentru că boxerul are un parbriz încălzit și se leagă și la... Ai un parbriz. Nu fac acolo, să nu fac. Meargă treaba. E încălzit, are încălzire. Că poate să mergi cu ea la munte și să fac, ai parbrizul înghețat, să-l dezabonești adică rapid. Sunt niște detalii la care s-au gândit destul de mult. Nu e... Mi-a plăcut că e totul profi făcut așa, adică îți dă un produs care simți că n-a fost făcut pe genunchi, înțelegi? Și na, asta face un carosier față de un, nu știu. Până să trecem la detaliile despre roți, lateral, spate, interior și așa mai departe, sunt ferm convins că oamenii care se uită la clip o să zică, cum ai făcut, domnule, la rar? Cum ai făcut la rar? Că rarul, ai alte faruri, ai parbrizul mai mic, ai... Cum ai făcut la rar? Știam, dacă studiez puțin problema înainte, trebuie să vii cu ce ai schimbat să fie omologat. Da? Ok. Bun. Tocmai de asta, tehnic, mașina nu am schimbat-o. Da? Adică este același motor, nemodificat în niciun fel, este aceeași suspensie, nemodificată în niciun fel. Aceleași frâne, nemodificate în niciun fel. Roțile, ca și dimensiuni și cauciucurile și jantele, sunt în cartea mașinii trecute, adică okay, au fost pe Porsche-le Boxer, da, s-a pus varianta asta. Iar la nivel de faruri și ce mai era de pus, trebuiau să fie parbriz, da? Trebuiau să fie omologate european. Farurile au scris pe LCE, stopurile au scris pe LCE. Mai departe, trebuie să e o zonă gri, dar e oriunde în lume treaba asta. Trebuie să-ți găsească dacă vor ceva, înțelegi? Având toată documentația asta și întrebând înainte, ai plătit cumva taxă de omologare? Nu plătești taxă de omologare, ci o să se întâmple, bănuiesc, o să schimbăm practic în carte culoarea, pentru că în carte mașina era gri și cred că ăsta se încadrează la un silver, din ce am înțeles. Bă, că rămâne tot gri. Eu știu povestea cu Duba. Da. Vrei să-ți povestesc cu Duba? Ce să zic? Când m-am să fac ITP-ul la Dubă? M-am să fac ITP-ul la Dubă. Duba a fost albă. Omul a colantat-o gri. Gri ca pe Silvia. Da? Am mai zis eu asta pe internet, probabil că mulți o știu. Și m-am să fac ITP-ul la Dubă și mi zice la de la ITP, păi bine, mă, vii cu manevră și nu-mi zici. Ce manevră, mă, ești nebun? Păi, scrie alb aici și mașina e gri. Înțelegi? Păi zic, cum alb și gri? Zic, uită-te jos, că are modificare. Păi da, dar la modificare scrie maro. Înțelegi? Omul a fost cu Duba la rar, culoarea ta, și el a zis maro. Maro. Cum maro? Că e gri. Nu, nu, e maro. Da. Deci omul de la rar n-are un paletar de nu, culori. Nu are, știu. Care e... vine și zice, da, domne, uite, e este gri. Subiectivă nu, treaba, știu. Vine și zice, da, asta e maro. Na, da, e subiectivă. Maro? Totuși, maro, culoarea originală, că am vrut o culoare originală de atunci, din 1956. Deci asta este un cod de culoare de 356? Este un cod de culoare de 356, se cheamă Porsche Classic Grey. Așa se cheamă. Așa se cheamă el. Așa, e, și, na. Deci tocmai am aflat că a trecut un domn care ne-a spus că ăsta este spin sălbatic, copacul care arată mai bine pentru că e mașina asta parcată aici, ca să știți și voi. Vorbeam de culoare și ai zis că este gri și că este clasică de Porsche 356. Culoarea e o culoare originală de Porsche 356 de atunci, din 1956 și nu seamănă foarte bine cu ce? Cu Nardo Grey. Toată lumea e Nardo Grey. Pe asta știu oamenii. Nu e o problemă. Dar îți imaginezi că a fost inventată atunci? E cum se întoarce istoria asta după 70 de ani, da, a ajuns la modă? Moda revine, în general. Extraordinar, deci am rămas... Niște pluși vechi, evazați, de-abia aștept să-i port. Când să vină, hai să aștepți încă 5-10 ani și să vină, de-abia aștept să vină treaba. Să trec cu ei la modă. Bun, hai să vorbim despre lateral puțin și să vorbim despre roți, că și roțile au o poveste interesantă din punctul meu de vedere. Jantele, da. Jantele, da. Că roțile sunt cu tot cu anvelope și anvelopele sunt mijlii, nimic. Noi fiind SRZ, asta am vrut să fie emblema cumva și ne-am focalizat puțin. Bomboana, cumva de pe tort. Ne-am focalizat puțin pe treaba asta ca să, na, să ne reprezinte și pe noi cu ceva. Schița jantelor acestora e făcută de noi, se bazează pe jantele originale ale Porsche-ului 356 care erau de tablă, dar cu aceste decupări ovale pe margine. Deci cum e centrul jantei, așa era janta originală, din tablă. Și trebuia să găsim pe cineva să ne facă o variantă modernă a acelor jante. Ne-am dus către Forgiato, da? Că există oameni care au cât de cât afinitate în domeniul auto, au auzit de Forgiato. E o firmă din state care face jante mai speciale, care au și un program, se cheamă Custom One of One. Și contra unei sume de bani îți construiești jantele
Și în plus, nu mai fac modelul ăla de jante. E one of one, e al tău, ți l-au făcut, băi, eu forgiat-o, nu mai fac modelul ăsta vreodată. Tare. Și tare, poți să zici treaba asta, e un, da, așa, o, un subiect de conversație. Da, e, e mișto, e mișto. Da. Mi-a plăcut mie ideea așa, în centru, capacul care ar fi acoperit janta atunci, care era cromat, să-l reprezentăm oarecum în janta asta și să fie ca la Rolls-Royce. Să rămână în loc când mergi. Să, da, să, mă rog, da, spinerele erau altceva. Să stea pe loc. Să stea pe loc. S-a implementat destul de bine treaba asta. Chiar arată bine. Am mers cu mașina asta și cu viteze mari, nu s-a întâmplat nimic. Îmi place, da, îmi place cum a ieșit. Oameni care au problema asta când parchează, o emblemă e în jos. Emblema e jos, una în sus, da, da. Bă, aia cum fac? Da, uite, na, ți-am făcut noi. Faci-o din asta și e mereu la fel, da. Exact, exact, exact. Bun, foarte frumoase și roțile, bineînțeles, n-am ce să comentez. Pe lângă tot tot pachetul ăsta, tu ai pus și chestiile astea care sunt de speedster, cum ar veni, care nu vin la... Nu vin, într-adevăr, boxer. Sunt făcute de carosier elementele efective, okay, sunt demontabile. Noi le-am integrat cumva îmbrăcate în piele în poveste, pentru că mașina, aceste trei volume care le are spate, mijloc și față, nu sunt în concordanță cu Porsche-le 356 vechi, care avea motorul în spate și automat. Toată caroseria era un spate plus o continuare a interiorului. Să tragem toată treaba asta spre spate, să o continuăm așa, s-a făcut cu cocoașele astea. Sunt din povestea aia de atunci, sunt demontabile, se bagă în portbagaj, după ce se demontează astea, se poate capota mașina electrică. O să le arătăm oamenilor și cum se scot, și cum se capotează mașina, și portbagajul, și ce mai are aici, că a venit un domn care a ținut neapărat să deschidă ușa. Da, aparent se deschid. Da, că nu se deschid ușile, dar e, știi, eu de la copii acum cu mașinuțele, sunt unele care, la care se deschid ușile și unele la care nu, la care se deschid ușile sunt mai scumpe și probabil că oamenii vor să știe și un preț al mașinii ăsteia și dacă ar fi de vânzare, cât ai vinde? Mașina este de vânzare, costă 110.000 de euro. Este de vânzare, o găsiți pe mobile. Ok. Costă 110.000 de euro. Doar 110.000 de euro. Bravo, ai accentuat foarte bine. Pentru că mi se pare că ți-am spus, uite, un Range Rover Defender e 100.000, un Volkswagen Touareg e 80 și ceva de mii, un X5 este 100.000 și vezi pe toate drumurile. Absolut, nu. Unicitatea ți-o garantează, asta e clar. Dacă trebuie să stai bine și cu psihicul, să știi că o să apari în poze forever, mergând cu ea. Da, nu poți să fii... Da, nu o să fii incognito niciodată cu mașina asta. Dacă ai nevoie de atenție și îți place chestia asta, cum sunt foarte mulți oameni care își cumpără mașini și sunt producători de mașini, le mai dau numele, că dacă mă prind băieții ăștia cu Mustang, mă bat. Dar, știi, și eu tot timpul încerc să le explic oamenilor că trebuie să pui, cum să spun eu, în aceeași coșuleț mașina, prețul pentru care l-ai plătit și ce-ți dorești de la ea. Ce-ți dorești, adică, de la ea, într-adevăr. Poți să cumperi o mașină cu 60.000 de euro și să ai pretenții că va face ce va face o mașină de 300.000 de euro, pentru că nu e cazul, dar sunt mulți oameni care cumpără pentru aparențe, cumpără doar să arate, nu să și facă, că nu suntem toți piloți de curse, nu ne permite timp, evident. Sau, nu, cum zic eu, când n-am bani, n-am timp. Băi, n-am timp să merg, n-am, știi? Așa, deci probabil că nu toată lumea vrea să facă performanță, nu toată lumea vrea să se dea la curse, nu toată lumea vrea să facă curse pe stradă sau mai știu eu ce. Mașina asta, ca și multe alte mașini noi, este o mașină care arată senzațional, întoarce capete, lumea îți va face poze, e o mașină de colecție, poți să o pui în sufragerie, din punctul meu de vedere, ai o casă mare, frumoasă, da, elegantă, o pui frumos acolo. Poți să o pui frumos în sufragerie, arată bine, ba mai mult de atât, o poți și folosi, că dacă ar fi fost un 356 clasic care costa și un milion, da, clar nu te puteai bucura de el. Era și frică să o folosești pe stradă, că Doamne ferește, intra vreun om neatent, am vrut să zic taximetric, dar m-am abținut. Așa? Da. Strica corect. Bunătate de mașină și valoare. Reiterăm puțin tema asta care ai deschis-o tu. Da. E o mașină la care poți să schimbi lucruri, dacă se strică. Da, poți să-ți comanzi. Vreau o aripă spate, vreau o aripă exact. Față. Deci nu este nicio problemă, nu este ceva care nu se mai produce. Nu se mai produce. Ai
zgâriat, ai lovit o aripă spate, ai lovit ceva, poți să comanzi. Iar din punct de vedere tehnic, pe dedesubt este un Porsche, te-ai dus și... Ca să nu mai zic că asta găsești toate lucrurile... Comanzi orice vrei, un buton, da, exact. S-a rupt grila de aerisire... Deci poți să o folosești fără probleme în continuare, fără să o ții așa ca prize, ca garage queen. Da. Da, da, da. Se poate folosi și eu asta încerc să le spun oamenilor că din punctul meu de vedere cu mașinile astea, vechi sau noi sau clasice sau cum vreți voi, cel mai mișto este să mergi cu ele, să te plimbi, nu să le ții la evenimente, parcate și după aia în garaj și așa. E mișto să poți să-ți permiți să te plimbi cu ele. Despre spatele acestui model care ne-a șocat mai devreme că a ridicat elerunul. Da. Băi, ești nebun? Porsche de Boxer vine cu un eleron retractabil care e la buton sau automat după 120 de km pe oră și nu era prins în plan, dar am insistat să-l facă și arată cum arată, adică e exact din poveste și e cireașa de pe tort. Deci de când ridici ăsta, toată trebuie lumea să, e... A. Trebuie să pui sticker aici. Trebuie să pui sticker cu ceva. Send da. Nudes. Da. Bun, stopurile sunt originale de 356, bănuiesc. Da, convertite la 12V, veneau pe 6V. Ok. Suportul de număr e... Suportul de număr, lampadarul, veioza. Da. Aduce cu cea originală de 356, nu este originală, din fibră de sticlă făcută, nu se putea implementa cea originală pentru că conversia la 12V nu era posibilă, e foarte mic becul acolo, ne-a închinuit, nu a ieșit. Sub număr e varianta noastră pentru lumini de marșarier, okay, și lumini de ceață care trebuie să existe, altfel rar nu. Da. Tipsurile de evacuare, la această mașină evacuarea este stoc. Deci nu e nimic modificat. Nu e nimic modificat la ea, în afară de tipsurile care să se integreze cumva și în poveste. Și văd că mai e un stop de frână aici? Este grijă, cumva? E al treilea stop de frână. Ok. Trebuia să-l avem, tot din reglementările astea. Și asta e înălțimea la care trebuie pus. Deci are o anumită înălțime la care trebuie pus. Ok. Este specificat. În funcție de modelul mașinii, trebuie să fie la o anumită înălțime. Ceea ce pare oarecum logic. Că dacă... ești într-un camion sau ești într-o mașină, da, mică, tot trebuie să-l vezi. Și s-a nimerit să fie aici. Arată foarte bine când sunt aprinse, luminează. Eu acum l-am văzut, eu nu l-am văzut. Da. E al treilea stop de frână. Bun. Grilele sunt? Grilele sunt de 356, sunt doar decorative pe acest model. Porsche-le Boxer are motorul central. Aici avem un portbagaj. În față avem un portbagaj. Hai să vedem. Motorul nu-l vedem. Cât intră? Câte bagaje poți să iei după tine? Hai să vedem. Și avem portbagaj și în față și în spate, frate. Pleci cu ea la overlanding, tată. Cârlig? Poți să-i pui și cârlig, nu? Îi pui cârlig și... pui și cârlig. Gata, mă, s-a strâns ăsta, s-a făcut, bam. Pac. Băi, intră. Intră aici o valiză. Da, da. Intră în față una. E exact locul original, nu e modificat. Cât ce avea tare atunci, are și acum. Ce tare. Bă, da, tare, bă. Da. Mă face să-mi cumpăr și eu una, doar că n-am, da, trebuie să tine să, nu. No. Cumpăr și eu una, doar că n-am 110. N-am 110.000, dar în rest mi-aș lua. Bun. Ne uităm și în față la portbagaj, o să ia, de fapt, nu-l mai ridicăm acum. Hai să vedem cum arată în interior, să vorbim puțin despre ce e modificat aici, după care o vedem cum se capotează și o vedem în mers. Că în mers arată mult mai bine decât pe loc. Iată-ne la interior, unde eu stau extraordinar și pe lângă faptul că stau bine, că na, Porsche și așa, nu se stără un Porsche, nu e ca în supercaruri, îmi place că am și chestiile astea care ridică cumva, știi, te mai afundă, da, înăuntru. Adică, da, stai mai, îți vine rama cumva mai sus. Bun, spune-ne ce ai făcut tu aici, custom, a venit cu bordul maro? Nu, n-a venit cu bordul maro. Ok. Mașina la interior a fost gri, okay, stone grey cred că se cheamă, banal de altfel.
Bun. Iar combinația asta de culoare exterioară Porsche Classic Grey cu interiorul ăsta, n-am inventat-o noi, arată foarte bine, am furat-o cumva. Se face în momentul ăsta un Porsche 911 Classic Sport, se cheamă, da, o ediție limitată, care vine fix în combinația asta de culori. Și fix în combinația asta de piele ca și culoare. N-am găsit pielea asta de la Porsche, s-o găsim în altă parte, să fie un provider de piele care să, așa. Și okay, a trebuit să o cumpărăm de la Porsche. Okay. Porsche nu-ți vinde pielea și așa modelul ăsta de Super Napa se cheamă, vine printr-un program care se cheamă Ploc și Exclusiv Manufactur. Ok. Și am aflat de unde o ia Porsche și o poveste destul de mișto. Okay. Evident, Porsche nu crește vaci ca să le ia pielea, dar are un supplier în Anglia, da? Și cu ocazia asta am aflat, am mai făcut interioare, cred că am făcut 10 interioare până acum, la tapițieri, dar nu m-a interesat niciodată, am ales culoarea, asta e culoarea, așa să fie, nu m-a interesat niciodată să... procesul efectiv de când e vaca până ajunge așa, okay, pentru că nu te-a interesat. Dar acum, da, pentru că trebuia să fac rost de pielea asta, m-a interesat. Apropo, știi câți metri pătrați de piele are o vacă? De unde n-ai bază? Exact, nici eu n-am știut. Are 4,55 și între 4,5 și 5 metri pătrați de piele folosibilă pentru interior, okay, auto. O vacă. O vacă. Acum, că e pe Porsche și nu e pe Renault, vacile alea trebuie crescute altfel decât alea care vin pe Renault. Le pun muzică. Bă, le pun muzică. Dar pe lângă asta, nu trebuie să aibă garduri, să nu-și agațe pielicica, că lasă cicatrice. Da. Ele, proximitatea lor trebuie să nu fie, nu să fie una lângă alta așa, că se mai agață ele între ele. Și modelul ăsta de vaci e un model care nu e pe la noi. Are niște coarne mai lungi, așa, e frumușică ea ca vacă. Le pune niște pufere în coarne. Să nu se agațe cu coarnele una pe alta, să mai facă câte o... Strică bani. Strică bani, exact. E, îl vezi în două locuri, da? Noi am îmbrăcat în piele cam tot ce se poate îmbrăca în piele. Multe chestii care nici la un Porsche customizat de acum nu vin. De exemplu, calul nu e îmbrăcat în piele la un Porsche. Asta e foarte greu. Întreb, că e emblema de Porsche aici. Ne-am făcut emblemă efectiv la CNC ca să putem să o stanțăm acolo. Okay. Și pe da, tetiere. Cine a făcut interiorul? Voi? Interiorul e făcut la hidrotransfer.ro, la Bogdan, dacă îl știi. Nu. Așa. Sau poate îl știu. De un domn, îl cheamă Dan Coman. Ok. Și care, serios? Care... Adică dacă zice că e gata în 3 luni, e gata în 3 luni? Nu. 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 Stai, mă. Dar omul e un artist și... Okay. Artiștii sunt speciali. Artiștii sunt speciali. Da. Am făcut și eu odată la un băiat, Marius, care mi-a făcut fețele de uși la cadet în piele și oglinzile îmbrăcate în piele și îl sunam în fiecare zi, după ce trecuse termenul. Și în fiecare zi era altă minciună. Bă, în fiecare... Eu nu zic de omul ăsta, Doamne ferește, nu contest. Tu ai spus că mașina asta a fost gata în 3 luni de când a venit de acolo. Da. Deci e acceptabil. E acceptabil, așa un termen. Acceptabil, într-adevăr. Interiorul arată extraordinar. Bordul, cusăturile, totul, îmi place, arată ca de fabrică. Adică arată ca de fabrică, da. E manoperă mult aici și am vrut să o transpunem cumva spre zona aia de vintage, așa, fără să compromitem niște chestii. Bă, că ai o etichetă de la Burberry aici, London, England. Materialul original? Este original Burberry, dar iarăși, nu poți să iei un material de cămașă să pui interior într-o mașină. Ok. Dar Burberry face și material, nu, hai să iau de la început. Ai mai văzut modelul ăsta de imprimeuri undeva așa, sub alte forme. Ok. Da? Ai mai văzut pe un GTI? Da, ceva de genul, da. Ceva de genul. Da. E, și știi unde ai văzut foarte multe variațiuni pe tema asta? Pe kilturi. Corect. Corect. E, tot ce ai văzut tu kilturi și diferitele variațiuni al acestui imprimeu, da, sunt blazoane ale unor case nobile din Scoția. Ok. Okay. Inclusiv acest Burberry a derivat din blazonul unei case scoțiene care se chema Camel Thompson. Ca să păstreze treaba asta de identitate istorică și culturală, așa mai departe, sunt cumva obligați și cred că și ei vor să facă modelul ăsta de stofă pentru producători de kilturi. Ok. Așa. Și... stofa asta care este pe mașină este originală Burberry, dar făcută pentru un producător de kilturi de unde am putut să o cumpărăm. Okay. Că Burberry nu o să-ți vândă niciodată stofa în sine. Okay. Deci, cam asta e istoria. Destul de greu. Destul de greu, da. Luată din Anglia, printr-un producător de filme din America, care s-a dat că face o scenă istorică și că îi trebuie
acest imprimeu și de acolo a venit în România și noi l-am pus pe scaune. Asta nu o să punem bip, 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 bip. De ce? Bun, deci ai îmbrăcat totul în piele, astea greu de procurat și pielea, atât materialul de la Burberry. Volanul este un volan de... Volanul este un volan de GT3 RS. Asta, cu volanul a fost greu să ne decidem ce o să facem. Că, na, e vintage, trebuia unul vintage, dar unul vintage n-are airbag. Am vrut să păstrăm treaba asta, să nu aibă erori mașina, să se deschidă airbag-ul dacă și prin absurd este ceva și așa mai departe. Și, sigură, da. Și am găsit un model de volan de Porsche care nu are comenzi. Care e ăsta de GT3 RS, că ăla nu are radio, nu are ăla de circuit. E, și eu zic că dă bine, dă din poveste, e spre... Mașina are și pilot automat. Are pilot automat. Are și clapete pe care tu le-ai modificat ca să nu se să vadă. Nu se vadă clapetele de schimbare. Să fie prea sport. Nu, n-am vrut să ducă treaba prea sport. Povestește-ne care e treaba cu ceasul ăsta aici. Ceasul, da. Am văzut-o niște poze cum arată 356-le Speedster și pentru că era o mașină cu care se dădeau la curse, aveau și cronometre în ea pe vremea aia pentru copilot. Okay. Care erau prinse efectiv de tabla bordului, că bordul era din tablă, un cronometru, da. Fiind șuruburi acolo și el a apăsat și zicea ce tură e. Am găsit exact cronometrul. E un cronometru din 1956, e Tagger, ce se folosea pe Porsche atunci, și l-am integrat sub forma asta, e funcțional, poți să apeși pe el și pornește. Eu cred, tu tot îmi dai detalii de astea nebune și eu... În mintea mea, eu cred că tu ești în pierdere la 110.000 cu mașina asta și eu, adică, pe bune, frate, are toate astea de 356, are cronometru, are interiorul, are... Ce-i cu stingătorul ăla acolo? Stingătorul la fel de pe un Porsche 356 și mi-a plăcut, nu mai e funcțional, îți dai seama, am un stingător da. În portbagaj okay. care e da. În concordanță cu normele da, actuale, okay. dar ce mi s-a părut mie interesant că n-avea nicio șansă pe vremea aia să stingi vreun incendiu cu stingătorul. Ăla era stingătorul, înăuntru era un praf, dar el nu se declanșa pe bază de presiune îmbuteliată cum este acum. Dacă îl scoți de acolo, are un mâner de care tragi și ca la pompă. Dădeai cu pompă așa și ieșea un praf din țuțuroiul ăla de la capă și stingeai niciodată, ca să zic așa, stingeai foc mai mare. Aia stingeai. Vorba aia era într-un film... Era într-un film în care unul se vrea să o agațe pe una și ăla îi spun, haide să ieși cu mine la o cafea, te rog. Nu se poate niciodată, nu. Doamne, câte șanse am la un milion? Am una? Ai una. Una la un milion. Deci există o șansă, eu mai încerc așa și cu stingătorul. Bă, decât să te uiți la ea, dai cu praful ăla acolo, știi? Bun, hai să vedem dacă începe ploaia, să facem un exercițiu. Cum capotăm mașina asta? Bun, și acum, de exemplu, copilotul s-a dat jos și știe ce trebuie să facă, eu deschid ușa. Nu, noi facem asta ca să fie eficient. Okay. Dar procedura este destul de ușoară, se dau toate elementele astea jos. Se deschide portbagajul. Se iau. Se pun aici. Și tu poți să o capotezi acum liniștit. Nu trebuie să închizi portbagajul? Nu trebuie să închid portbagajul, că-s două treburi separate. Ce mai vrei, mă? Zanga, zanga. Și asta e. Clank la da, siguranța să aia. Poți să o decapotezi la loc. Zang, zang. Și acum mai dau în spate. That's it. Țiplă impecabil. Țiplă impecabil. Suficient de detaliat și v-a explicat Mihai și cum a făcut și cum a luat și cât a dat și că e de vânzare și cum arată și ce știe să facă și cum se capotează și cum se decapotează și cum se deschid ușile. Sper să ne mai vedem în episoade cu tot felul de mașini. La 2 ani ne vedem.
frumos. E bine, așa. E bine, eu mă bucur. Să ne facă cineva o retrospectivă, să vedem cum îmbătrânim frumos. Da, da, da. Ne uităm la episoade, că de asta zic, cu emisiunea și cu toate filmulețele astea, că o să ne uităm noi la bătrânețe și zice, uite mă ce făceam noi când eram tineri, stăteam prin parcuri și film. Nu? Tineri. Tineri? A, da, iartă-mă, nu eram chiar tineri, da. Mersi. Mersi, mulțumesc foarte mult și eu. Salut. Bun.